George are 35 de ani și este profesor de informatică suplinitor de aproximativ 10 ani. Nu s-a putut titulariza pentru că nu au fost niciodată posturi suficiente. Sunt Cărtănescu de la Școala București. Vreau să vă întrebăm dacă mai aveți posturi pe informatică, dacă putem să ne titularizăm anul ăsta. Pentru anul școlar 2011-2012, la informatică sunt doar posturi pentru suplinire. Așadar, va mai rămâne încă un an suplinitor în sistemul de învățământ, pentru că nici acum nu a fost scos vreun post la concurs pentru disciplina informatică. De ce își dorește tânărul să fie titular? O spune din toată inima că vreau să intru în acest sistem pentru că fac ceea ce îmi place. În primul rând, iubesc să lucrez cu copiii. Informatica este ceva de viitor. Iubesc această disciplină. Anul acesta, în luna februarie, datorită articolului 253 din Legea Educației, aproximativ 60 de dascăli au reușit să se titularizeze fără să mai susțină concurs. Printre aceștia se află și Cristian, profesor de educație fizică la școala din Malovăț. De 2 ani de zile am susținut examen de titularizare, dar cu legea care a apărut acum, noua Legea Educației, am reușit să mă titularizez datorită notei obținute anul trecut, nota 8. Anul acesta, înscrierile pentru concurs se vor derula în perioada 14-25 iunie. În Mehedin sunt 24 de posturi titularizabile la disciplinele religie ortodoxă, istorie, matematică, limba și literatura română, limba engleză, limba franceză și 3-4 posturi la discipline muzicale. Examenul de titularizare de anul acesta va fi supravegheat cu strictețe. Ambele centre de concurs vor fi supravegheate video. Obligatoriu va fi supraveghere video în toate sălile care le avem la dispoziție. Probabil că sunt vreo 50 și ceva de săli în cadrul Colegiului Tehnic Decebal și a Colegiului Național Traian. Înscrierile pentru examenul de titularizare se vor derula la Colegiul Național Traian.